Modernizarea zonei pietonale cu spațiile din jurul Palatului Administrativ din municipiul Suceava a început în urmă cu 4 ani și a presupus o serie de lucrări realizate în 3 etape. Mare parte dintre acestea au fost terminate, iar inaugurarea a avut loc vineri pe 16 octombrie. Prezent în centrul orașului la terminarea lucrărilor, primarul Sucevei a afirmat că modernizarea va continua și anul viitor până la magazinul Bucovina. Spre deosebire de zona centrală care a fost pavată, această stradă va fi modernizată cu asfalt. Vrem să marcăm așa simbolic, azi finalizarea lucrărilor de modernizare sau cele 3 etape de modernizare a zonei centrale. Așa cum se știe, Primăria Municipiului Suceava a început încă din anul 2011 să modernizeze această zonă centrală. Am făcut-o în primă fază pe fonduri europene, de la Biserica Sfântul Dumitru până la clădirea Eonului. Acum, în a doua etapă, pe fondurile Primăriei Municipiului Suceava, de la clădirea Eonului până la intersecția cu Alea Nucului și de această dată, pe fondurile de la Guvern, pe Programul Național de Dezvoltare Locală, la Ministerul Dezvoltării Regionale, de la Alea Nucului până la strada Mitropoliei. Vom continua această etapă de modernizare a zonei centrale anul viitor. Vom prinde pe fondurile proprii ale primării într-o primă fază și noi sperăm să ne ajute și Guvernul. Modernizarea ultimei etape a zonei centrale, așa cum este denumită ea în planurile noastre de urbanism, începând de la strada Mitropoliei până la magazinul Bucovina. Termenul inițial de finalizare a lucrărilor era data de 30 septembrie a acestui an. Porțiunea trebuia să fie transformată în totalitate în zonă pietonală, însă, având în vedere supraaglomerarea de mașini și traficul mare, va fi permis și accesul autoturismelor. Lucrările au fost realizate de firma Victor Construct din Botoșani și au cuprins strada Ștefan cel Mare, strada Libertății și Alea Nucului, adică zona din fața Palatului Administrativ, unde asfaltul a fost înlocuit cu plăci de granit, atât partea carosabilă cât și pe trotuare. De asemenea, au fost montate dale de granit asemănătoare celor de pe splanada Casei de Cultură, în perimetrul din urmă circulația mașinilor fiind interzisă. Eu îmi permit să spun și voastră, o să constatați că s-a făcut o lucrare de calitate, deși această zonă a fost gândită ca pietonală, având în vedere faptul că se întâmplă la ora actuală în Suceava și numai în zona Burdujenului avem o reală problemă la primele ore ale dimineții și încercăm să găsim soluții, să fluidizăm traficul acolo, așteptăm să deschidem pasajul pe calea ferată la Ițcani. Dar și aici, în zona centrală, inițial noi am zis că păstrăm această zonă să fie una preponderent pietonală. Din păcate, se pare că nu se poate acest lucru, pentru că ideea era să mergem să obligăm cumva oamenii să parcheze în parcări subterane, când am gândit noi proiectul, acum 3 ani de zile. Astăzi, parcările subterane, dacă mergem la această oră, sunt pline. Deci, practic, nu mai sunt locuri de parcare în parcările subterane. O explicație ar fi faptul că au crescut foarte mult numărul de mașini în județul Suceava, în municipiul Suceava. Vedeți că sunt foarte multe mașini parcate pe aici împrejur. Ca atare, noi vom ridica acești bolarzi. Va fi în zona, așa cum am spus, în fața, pe partea dreaptă, cum suntem noi, în fața Bisericii Catolice, zona de parcare în fața Consiliului Județean. Este și cealaltă zonă de parcare pe Alea Nucului, în așa fel încât să decongestionăm traficul, să fluidizăm traficul în această zonă a Palatului Administrativ. Angajații Consiliului Județean Suceava, dar și alte autorități locale vor avea la dispoziție o telecomandă pentru a coborî bolarzii atunci când au nevoie. Momentan aceștia sunt coborâți, iar accesul rămâne deschis în zonă. Însă porțiunea poate fi transformată oricând în zonă strict pietonală. De asemenea, atunci când vor exista evenimente la prefectură sau la Consiliul Județean, există această posibilitate de a închide zona. Prezentă la inaugurarea zonei centrale, autoritățile locale s-au declarat mulțumite de lucrările efectuate și de rezultatul acestora. Ne conturează un centru deosebit al municipiului nostru, această esplanadă pietonală, faptul că s-a găsit o soluție în care să fie și parcări pentru o serie de instituții din zonă și o serie de evenimente care pot fi aici, îl fericit pe domnul primar pentru această, să spunem, dublă utilizare acestei zone, dă contur centrului municipiului. A fost o perioadă de deranj, dar n-a fost chiar în sensul în care a creat mari probleme, le-am gestionat. Vom deschide intrarea principală în instituția prefectului din acest moment pe ușa din față și ne bucură încă o dată și îl felicit pe domnul primar, pe Consiliul Local, pe felul în care a accesat aceste finanțări și îmi doresc să mai avem aceste lucrări. Nu în ultimul rând, cred că e și un element bun pentru spațiul verde din jurul instituției prefectului prin faptul că această esplanadă nu este un drum, de fapt, care se împărtește
împartă aceste zone verzi. Este o esplanadă care le unește aceste zone verzi din jurul prefecturii cu parcul din zona catedralei catolice. Ne dorim cât mai multe lucrări de acest gen la nivelul municipiului și la nivelul județului Suceava. Ce vreau să vă spun este Consiliul Județean Suceava va reface din fonduri proprii aleea de la intrarea C în clădire ca să definitiveze această investiție. Încă o dată felicitări și așteptăm cât mai multe investiții de acest gen. Primarul Ion Lungu a ținut să precizeze că până la sfârșitul acestei luni va fi adusă și statuia lui Petru Mușat în centrul orașului, iar în acest sens se lucrează în prezent în zonă.